ieri, că nu reușesc să mă conectez pe camera asta, nu știu ce a făcut tata. Nu știu. Stai să vezi ce mai ai eu de tata tău. Mami, gata, poți să te întorci. Uite! Da! Asta l-am făcut împreună cu colegile mele. Dar ce s-o cu voi aici? Sunt ajutări. Mama! V-ați muncit un pic? Da, mult! Cred că cel mai mult v-ați chinuit să faceți apa. Astea-s brațele Dunării, nu? Da, da. Aha! Foarte fain! Și aici ce-ai făcut? Ia uite, și cheia asta? E oaie! Mama, noi suntem pregătiți! Pregătiți? Da! Pregătiți de ce? Să ne ducem la fotbal, cum adică de ce? Nu vezi că noi deja ne-am schimbat? La fotbal? Da, e 9 ceasul aproape. Cum să vă duceți așa târziu la fotbal? Știu că e târziu, dar a intervenit ceva în programul celor cu terenul și a trebuit să ne modifice și nouă orarul. De-aia plecăm acum. Hai, Codrin, hai că întârziem, tati. Hai, odată. Hai. Ne vedem mâine dimineață. Du-te și deschide ușa la bucătărie să se aerisească puțin înainte de a pleca. Poftim? Du-te și deschide ușa la bucătărie, că eu am uitat. Acum. Treaba asta îmi ușurează mâna. Pa, mami! Pa. Ne vedem mâine! Somn ușor! Auzi, Erica? Dar cu ăsta ce ai de gând să faci până îl duci la școală? Păi, îl las aici. Aoleu, dar nu cred că e o idee bună, că o să vină Codrin și cred că o să-l cam strice. Hai să-l punem sus. Și tu cred că ar trebui între timp să te schimbi și să te culci, că e destul de târziu. Ok, asta o să fac. Da. Și acum ce facem? Așteptăm să vedem până adorm fetele. Încă e lumină. Și după ce se stingă lumina, merge și intrăm în casă pe ușa de la bucătărie pe care am lăsat-o deschisă. Da, cum a stă alea cu mama? Mergem tip-tip. Lasă că vedem noi ce facem. Irca, ai spus că ești obosită. Da, mă uitam puțin pe telefon. Așa un pic înainte de a te culca? Tati, încă nu au adormit. Știu, tati, că văd și eu, încă este lumină. Ia uite ce-a arătat aici. Ia uite-l. Cât e de mare. Și-a luat ăla. Dragă? Bă, și ție? Fii atent. Ție ți-a luat o păcină neagră. Ca să nu ți-e vadă fața. Mama? Aoleu, dar ce târziu e. Hai să mergem să dormim. Hai, dă-mi asta. Închidem. Noapte bună! Noapte bună! Mă mergeșare! Sunt ușor! Sunt ușor! Tata, au schis lumina! Pui în cazul ăsta să înceapă acțiune! Cum stă? Stă bine? Tata, parcă suntem hoți adevărați! Asta era și ideea, tati! Să părem ca niște hoți adevărați! Acum taci de gură că trebuie să mergem încet, tip-tip, hai! Mama? Tu ești? Da, Erica! Ce ai pățit? Ce? Ce s-a auzit? Da, nu știu ce s-a auzit, probabil ceva de afară. Mă duc să închid ușa la bucătărie, tu te știi cum că... Codrin, stai acolo!
poate mâine. Tati, dar lumina asta de la ce se vede așa? E de la camera de supraveghere. Cred că s-au băgat în pat, Filo. Lasă că nu o să se sperie, așa cum nici noi nu ne-am speriat de păpușa aia care se tot mufla de aici colo, nici nu o să se sperie. Scrieți în comentarii dacă mă văd sub dulap. Tati, ce faci acolo? Ieși afară, ce faci? Dacă vrei să te ascunzi, ascunde-te sub canapea, că acolo sigur nu te vede. Erica! Mama! Tu ești? Te-ai trezit? Cineva cred că s-a speriat. Să vă văd curajoase lor. Parcă a căzut ceva. Ce coaie pe jos? Dar nu. Dar de unde e ăsta? Ăsta nu era al Codrin? Ba da, al da, foarte ciudat. Nu, poți să dormi la tine în cameră. Hai să dormim împreună. Tati, o să dorm la tine în cameră. Ce, tati? Vrei să dormi la mine în cameră, așa ca Erica? Normal că poți, dar după ce încheiem farsa, ia să vedem ce să mai facem noi. Hai la Erica în cameră. Data asta. Mm-hmm. Ce ai, Erica? Ce ai auzit? Se tot aude. Ce se aude, mă, Erica? Mi-e somn. Parcă s-a auzit scaunul din sufragerie. Duc să văd. Am avut loc de tata.
nu mai pot așa, vreau să dorm. Ăsta nu-i somn. Pe butonul ăsta și spui mâna la urechi, da? 1, 2, 3. Ce e asta? Dar ce să dormi? Ce-a fost asta? Nu știu. Ierica, hai să scurte fata! Hai! Nu răspunde! Nu! Mă sună! Am uitat să-mi închid ceasul! Ea se duce și joacă fotbal, n-am, că nu îl interesează. Niciodată nu răspunde la telefon când joacă fotbal. Nu răspunde. Ce faci acum? Tata, am o idee. Hai să aprindem și televizorul. Știi unde e telecomandă, tati? Că telecomandă e o sufragerie. Adică ascuns-o undeva. Unde? De asta nu mai găseam eu telecomanda. Aveam un ritm al jocului, care în seara asta a cam lipsit. Mama, asta ce mai este? Televizorul! Că? S-a deschis și televizorul! Iisus, nu mai înțeleg nimic! Bună circulație, s-a deschis asta! Pentru echipa mea... Ce se întâmplă, mami? Mami, ai descoperit ce s-a întâmplat? Nu știu, dar... Cred că am o idee. Am să mă uit pe cameră. Uite la ele, uite la ele câte sunt panicate. Ai auzit? Du-te și mi-adu telefonul. Mi-a făcut. Ia să vedem jocul. Am emoții. Nu știu cum o să reacționeze mama când o să mă vadă cu căgula pe față. Uite că te-am găsit. Data de... Stai, mă, Ierica, că nu reușesc să mă conectez pe camera asta. Nu știu ce-a făcut tata. Că nu merge? A merge, dar nu mi arată din unghiul care trebuie. Deci, nu știu. Stai să vezi ce mai ai eu de tata tău. Am venit să vă iau!
banii! Ce faceți, fetele, fricoasele? Îmi pare rău că v-am făcut treaba asta, dar să știți că asta se cheamă răzbunare. Răzbunare, vezi tu răzbunare! Mă poți face ceva! Mai țineți minte ce ați făcut la bunica mie și Odine, poți să ieși, tati? Mai țineți minte ce ne-ați făcut cu păpușa aia care se muta de aici, colo? Da, nu a fost așa de speriat. Da, am întors-o! Sâc, sâc! Nu vreau să te mai... Gata! Lasă-mă, pac, vreau să mă duc de soare! Vă, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Și nu uitați să ne scrieți în comentarii ce farse sau ce alte challenge-uri vreți să mai facem. Mă duc să mă împac pe mama și pe Erica. Pa! Mami!